studenți că participă la acest turneu, la această gală. Spune-mi, te rog frumos, de cât timp practici jiu-jitsu? De aproximativ un an jumate. Un an jumate? Da. Pentru un an jumate, la ce performanță ai ajuns? Păi am ajuns de la centură albă la centură albastră, cam asta e singura performanță notabilă până acum. Și ăsta ar fi primul turneu, deci... Ce urmează? Ai înțeles. Mai practici alte forme de arte marțiale? Nu, doar jiu-jitsu. Ce așteptai de la acest turneu? Sincer, nu prea știu. Eu mi-am făcut un game plan, am venit aici să-l execut. Dacă mi iese, o să... Na, o să mă simt fericit, dar nu e un capăt lume dacă care nu reușesc. Care sunt acum urmările tale? Pe ce te bazezi? Meciul de astăzi, prize pe braț cel mai mult și poziție dominantă. Cum ai aflat această gală? De la antrenorul meu, Raul Cofan. Am înțeles. Ai emoții? Te temi de ceva anume? Nu neapărat. Poate să nu te accidentezi sau... M-am accidentat deja de câteva ori, nu e nimic nou, deci și aici sunt umărul accidentat, deci nu contează. Gabriel, îți mulțumim că ești alături de noi. Spune-ne, te rog frumos, de cât timp practici jiu-jitsu? Practic jiu-jitsu de aproximativ 2 ani, 2 ani și ceva. Bineînțeles, au fost întreruperile cu pandemia. Da, efectiv, timp pe saltea, cred că am un an jumate de când practic. La ce performanță ai ajuns până acum? La ce nivel ești? Am mai participat la o competiție națională, la campionatul național de la Târgu Mureș de acum 2-3 ani. Unde am obținut locul 2 la ghi și la no ghi, la o categorie mai mică. Am înțeles. Dar ce te-a atras la acest sport? Îmi place foarte mult că este un sport care te provoacă atât fizic, dar mai ales psihic, mental, îți provoacă inteligența. Se poate practica în siguranță până la o vârstă avansată și mi se pare că mi se potrivește mănușa, ca să zic așa. Mai practici alte forme de arte marțiale? Nu, în trecut am mai practicat, mă rog, în copilărie karate și altele de genul ăsta, dar niciodată jiu-jitsu. Ce așteptări ai de la acest turneu? Sincer, am o luptă unde sper să arăt ce pot, îmi doresc să câștig și să mă simt bine. Care sunt aturile tale? Nu știu, cred că mobilitatea, viteza și tehnica, de ce nu? Ai emoții? Te temi ceva, nu? Cred că toți concurenții de aici au emoții, dar sunt benefice, sunt productive și de-abia așteptăm să luptăm. Amândoi sunt buni! Gala HJL, ediția a doua, Deva! Suntem în continuare aici, pe salteaua de luptă din sala sporturilor. Alături de noi vor performa pentru dumneavoastră și se vor lupta într-un super fight. Alex Soltean, centura albastră de la Mill Hill, Arad, 87 de kilograme, 25 de ani. Și Gabriel Horna, centura albastră, MMA HJM Academy, de aici din Deva, 83 de kilograme, 33 de ani. Domnilor, fair play, respect, HJM. Măricii, băieți! Da, este un super fight de debutanți, dorim, opa, Gabi direct la sol, dorim să creștem și sportivi pe viitor care să participe în această gală. Cei doi încep, își fac debutul în această gală, da, furtunos. Gabi este un luptător care își folosește foarte mult picioarele, are niște picioare lungi, puternice. Să vedem cum va reuși Alex să treacă de această gardă a lui Gabi. Luptă foarte mult din open guard, din butterfly guard, această poziție pe care o are acum. Da, nu i-a convenit postura, defensiva lui Hordea a fost bună, a încercat să intre în garda lui, însă Hordea nu l-a lăsat, nu-mi dau seama exact ce intenționează, dacă vrea să-l secere. Cred că intenționa să meargă pe un triumf sau pe un arbor. Gabi este foarte bun executant al acestor două procedee, nu știu exact ce a vrut să facă, dar acest lucru nu-i prea place, nu-i prea convine lui Gabi.
Alex este momentan în picioare, cred că Gabi ar trebui să încerce să ducă cumva la sol, să-l ia în gardă, să aibă un contract mai aproape, să fie mai aproape de el. Acum este într-o poziție în care are o kimura acolo Alex Oltean, poate să încerce o kimura pe brațul drept al lui Gabi. Se apără bine Gabi, el la spatele. Da. S-a repoziționat. Da, da. I-a luat spatele, poate să-l atace de acolo. S-a apărat foarte bine Alex Oltean. Astea sunt momente de respiro mai mult. Da, își caută, probabil amândoi își caută o branșă în gameplay-ul adversarului. Și să închidă garda, Gabriel Hordea să țină aproape pe Alex Oltean. Cearcă un sweep. Armbar, da, a plecat. Pe un triunghi, un triunghi combinat cu armbar. Da. Da. Dar la brațul stâng, a scăpat. A scăpat Alex Oltean. Încearcă să recupereze garda. Este în butterfly guard. Este un match frumos între cei doi debutanți în această gală. Un match cu un rip destul de mare de viteză. Două tactici diferite, unul din picioare, unul de jos. Încercare de intrare pe ochie, pe picior din partea lui Gabriel Hordea. Dacă iasă acest exercițiu, a terminat meciul. Dar Alex Oltean se apără foarte bine. A scăpat. Da, a scăpat. Vezi diferența de ghi și no-ghi? Ce ușor scap la no-gi, se alunecă piciorul. Da, categoric. Mare după, diferență. Da, uriașă. După câteva minute deja ești un pic transpirat. Este foarte greu să ai o priză pe picior sau pe braț. Hordea, zici că e gânditorul de la Hamangia, așa asta. Da, este seated guard, este gardă din poziția șezând. Este... Îl incomodează foarte mult pe Alex. Acesta nu știe efectiv cum să-i treacă garda, cum să ajungă în control lateral. Îi anulează foarte simplu prizele pe care le încearcă pe antebraț, cu precădere. Da, și picioarele lui Gabi acolo sunt foarte, foarte enervante pentru Alex Oltean.
îi blochează în ambele părți. Oh, un sweep frumos efectuat de Gabriel. Caută brațul acolo. Are o posibilitate de un triangle, triunghi de brațe. Trebuie să meargă mai în lateral cu picioarele să reușească să finalizeze acest procedeu. Parcă este un pic prea... Nu este un dars, este un arm triangle. Seamănă cu darsul, doar că acesta este triunghi de brațe, dar este foarte aproape de el. Ar trebui să-și deschidă, să ajungă într-un unghi de 90 de grade corpul lui față de corpul lui Alex Oltean și este un pic și prea sus, de aceea nu reușește să pună presiune pe gâtul lui Alex Oltean. Vezi acum încearcă să meargă în lateral, să deschidă acest unghi, dar nu mai are priza corectă și a revenit în poziție de mount. Ar putea să atace brațul acum. Cred că asta și va face. Da, uite, se ridică, merge în sus și merge spre ambar. Da. A întins brațul, a bătut Alex Oltean. N-a mai reușit să se răstogolească. Meci frumos între cei doi debutanți din această gală.